Serviciul de informații externe e un serviciu cu un bun renume la nivel internațional. Acesta are nevoie să-și păstreze acest renume și să nu se compromită. Cred că domnul Vlase nu poate asigura un leadership suficient de bun, astfel încât acest serviciu să funcționeze în continuare în condiții foarte bune. Eu cred că ar fi fost momentul ca domnul președinte Iohannis să fi numit o persoană independentă. În păcate a făcut un compromis, pentru că asta cred că este un compromis politic pe care l-a făcut, ținând cont de majoritatea care există în Parlament, a numit un om de la PSD, astfel încât să nu ne trezim într-un blocaj cu Serviciul Român de Informații. Noi, Uniunea Salvați România, și atunci când a fost supusă la vot numirea domnului Vlase în plenul reunit, am votat toți împotriva.